Satul, străveche așezare și vatră de cultură, este plăsmuitorul și păstrătorul unor tradiții și obiceiuri deosebite create în timpuri străvechi. În cadrul satului ni se dezvăluie un univers special, care ne deschide calea spre redescoperirea rădăcinilor noastre multiseculare. În sate au trăit comunități care lasă în urmă dovezi ce vor aminti despre oameni, locuri și fapte, despre o creație populară acumulată de secole pe acest teritoriu. Consemnarea evenimentelor cu ajutorul imaginilor surprinse de către aparatul de fotografiat se va dovedi deosebit de utilă la descifrarea și înțelegerea trecutului. Probabil că acesta este unul dintre motivele pentru care fotografia etnografică a devenit preocuparea mai multor fotografi pasionați care cutreieră ulițele și bat cărările satelor în căutarea frumosului și ineditului. Concursul Fotografia Document Etnografic, desfășurat anual la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, a demarat în anul 2004 și după 15 ediții s-a transformat într-o competiție internațională deschisă tuturor iubitorilor de fotografie. Desfășurarea acestui proiect adună la Cluj-Napoca fotografi din foarte multe colțuri de lume, facilitând totodată prilejul organizării unor activități secundare cu o însemnătate importantă, precum realizarea de expoziții itinerante în țară și străinătate și editarea din 2 în 2 ani a unui album de fotografie etnografică. Albumul edițiilor 15 și 16, cel pe care îl lansăm astăzi, se prezintă în condiții grafice deosebite și este realizat pe baza fotografiilor premiate la concursurile din anii 2018-2019. Răsfoind paginile lui, vom poposi cu drag în lumea satului pe fascinantele și minunatele meleaguri mioritice spre desfătarea și bucuria tuturor celor care vor admira aceste fotografii. Privitorii își vor umple inimile cu frumusețe și har, plimbându-se pe tărâmuri de vrajă și vis, contemplând minunate locuri pline de un farmec irezistibil. Este o adevărată încântare să privești o expoziție alcătuită din selecția celor mai bune fotografii și un album reprezentativ în același timp. Câștigul este foarte mare în momentul în care proiectul își atinge obiectivele, cel mai important dintre ele fiind acela de a conserva în mod artistic cultura tradițională prin arhivarea celor mai reușite imagini din viața comunităților satului tradițional. Vă invităm așadar să răsfoiți cu încredere acest album de o calitate ireproșabilă, realizat de către minunații noștri colegi consultanți artistici la Centrul Cluj, Consuela Bendea, Adriana Andrei și Nicolae Nerțan, pentru a savura imaginile fotografice selectate pentru dumneavoastră. Aceste imagini vă vor povesti tuturor celor ce îndrăgiți tradiția despre veritabilul patrimoniu păstrat exemplar de către locuitorii satelor noastre, preluat și îngrijit așa cum se cuvine de către cei care slujesc cultura în inima Transilvaniei, colectivul profesionist al specialiștilor de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj.